Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Hai să vedem care sunt promisiunile astrelor pentru RAC în anul 2021. Vei primi în 2021 libertatea de alegere, hai să o spun pe șleau, o vei reprimi, pentru că o ai, dar ai lăsat-o la îndemâna altuia. Această libertate îți va fi dată pentru a-ți schimba radical viața. Va trebui să înțelegi relațiile cauzale care determină existența ta. Ca urmare va trebui să acționezi și să reacționezi cu îndrăzneală și rapid, adesea nici măcar în propriile tale interese, ci pentru bunăstarea celor care sunt în jur, cu care ești în contact de mai multă timp sau cei cu care ești părtașă la gânduri comune. Va trebui să accepti că inevitabil sarcina ta în 2021 să fie dublă. Este important să definești în mod clar limitele datoriei față de parteneri și persoanele dragi, pentru a nu te împiedica complet de problemele altor persoane și pentru a nu rata șansa oferită de soartă. Acest lucru va consta în faptul că ajutorul pe care tu ai dori să-l primești exclusiv pentru tine însăți îți va fi furnizat imediat. Vei putea rezolva rapid o serie de probleme semnificative prin împrumuturi și investiții de la terți în proiectele tale. Sună ciudat, ei bine, în realitate trebuie să te gândești la viitor prin ochii unui expert. Nu ești tu acela. Este important să-ți amintești că este necesar să acționezi cu un calcul și o intuiție sobre, având încredere în vocea ta interioară și fără a-ți pierde capul de dragul chipului brochierului. Problemele monetare în general pentru tine vor fi rezolvate cu ușurință. Vei putea dispune în mod profitabil din fondurile care îți vor fi încredințate pentru gestionare, însă în economiile personale nu ar trebui să ai încredere în nimeni. În 2021, este mai bine să le faci singură. În același timp, trebuie avut în vedere faptul că perioada următoare va aduce o mulțime de contacte tensionate cu organizațiile de reglementare, inclusiv cu Departamentul Fiscal de Stat. Deci, ai grijă de unde îți vin banii și sub ce formă, unde îi ții și sub ce formă, cine știe despre ei și sub ce formă. Bine, dar ar trebui să acționezi cu îndrăzneală și decisiv, și în niciun caz nu trebuie să uiți că banii care vin în acest an ar trebui economisiți pentru investițiile ulterioare. Deschizându-ți propria afacere în orice domeniu care determină cumva independența și libertatea ta, tendințele vor deveni deja evidente în primele săptămâni ale anului, când vei primi o mulțime de recomandări și predicții care se pot realiza instantaneu în cel mai magic mod. În această perioadă, va fi important să-ți stăpânești limba în care soarta însăși va vorbi și să urmezi instrucțiunile primite de la îngerul tău pozitor. Probabil va trebui să recurgi la astfel de fenomene iraționale precum intuiția și ezoterismul. Una dintre cele mai confuze probleme pe care va trebui să le rezolvi în 2021, anul Taurului de metal alb în zodiacul chinezesc, va fi legată de abordarea problemelor de moștenire. Se poate întâmpla să pierzi mai multe din aceste lucruri decât vei câștiga, dar problemele vor trebui rezolvate, cel puțin pentru ca în viitor să nu stea în calea ta ca un obstacol insurmontabil. Dragostea pentru RAC în anul 2021. Încă de la începutul anului 2021, care în conformitate cu zodiacul chinezesc este definit ca anul Taurului de metal alb, vei fi marcată de o poziție ambiguă în relațiile cu persoana iubită, cauzată de neînțelegerea argumentelor și aspirațiilor tale. În această perioadă dificilă, este în interesul tău să-ți urmezi calea, să meditezi fiecare cuvânt pe care îl spui partenerului tău, chiar dacă în principiu nu există nimic care să te condamne. Pentru reprezentanții singurei semnului RAC, anul Taurului de metal alb poate începe cu o poveste de dragoste intrigantă, interesantă datorită începutului neobișnuit al cunoștințelor și al curtenirii ulterioare. De fapt, vei întâlni o persoană a cărei înfățișare te va confunda, iar cuvintele și gesturile sale vor apela la sentimentele cele mai profunde ale sufletului tău. Desigur, aceasta nu înseamnă că vei urma farmecul acestei persoane. Cu toate acestea, într-o oarecare măsură, datorită noilor senzații, îți pot pierde legătura subtilă cu realitatea. Ei bine, dacă perioada de iarnă de la sfârșitul anului 2020 pentru cuplurile de îndrăgostiți s-ar putea dovedi a fi o perioadă de stagnare, în care fiecare parte își învinuie partenerul pentru toate păcatele pământești, atunci odată cu sosirea primăverii anului 2021, taurul de metal va începe să te schimbe. Va fi ca o explozie de artificii, o scânteie zburătoare lungă izbucnește brusc într-un buchet incredibil de frumos de foc spumos, pe care îl poți privi pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, unii reprezentanței semnului RAC vor recâștiga sensul vieții în relația lor cu persoana iubită, care va fi mai mult ca o a doua lună de miere în această primăvară. În primăvara anului 2021, o situație favorabilă se dezvoltă și pentru reprezentanții singurei zodiei RAC. În ceea ce te privește, există două opțiuni principale pentru dezvoltarea evenimentelor. În prima, pe întreaga perioadă, te vei întâlni activ cu oamenii noi, dintre care te vor căuta ca fiind singura persoană care le este potrivită în spirit. În cea de-a doua versiune, îți poți găsi dragostea printre prieteni, uitându-te în mod neașteptat la o anumită persoană cu ochii noi, adică îți vei găsi dragostea în rândul oamenilor pe care i-ai cunoscut de veacuri. Începutul verii anului 2021 poate fi umbrită de o relație încordată cu partenerul tău, vechile nemulțumiri vor ieși brusc la suprafață, otrăvind treptat coexistența voastră. Există o singură cale de ieșire, de a lua taurul de coarne. Puneți împreună odată pentru totdeauna punctele în întrebările anterioare nespuse. Cu o nouă aventură romantică în perspectivă, fiind euforică după succesele recente, nu vei ști unde să te oprești. Trebuie să spun că situația din domeniul iubirii din vara anului 2021 va fi complet necaracteristică pentru un RAC liniștit, care apreciază valorile familiei. Oricare ar fi fost situația anterioară, mai sunt atât de multe zile călduroase de vară înainte, fără a privi înapoi consecințele, încât vei fi gata să săruți pe oricine cade în zona de a-ți atinge vraja afectuoasă. Așadar, ținând cont de comportamentul ieșit din comun, principala întrebare din vara anului 2021 pentru tine va fi dacă vei putea evita schimbarea propriilor principii și că vei putea evita cenzura de la partenerul tău față de care ai jurat loialitate eternă. Trebuie să decizi singur această întrebare, dar un lucru este sigur, până în septembrie 2021, vei intra într-o etapă nouă, adultă a vieții tale, unde nu există loc pentru farsele copilărești, unde va trebui să răspunzi pentru fiecare dintre acțiunile tale la prețul cel mai scump. Sfârșitul anului 2021 îți va face propriile lui ajustări, separând alianțele eșuate de relațiile puternice care pot dura cu adevărat pentru totdeauna. Dacă nu ești una dintre norocoși, atunci bucuria ta de noi relații și hobby-uri noi va continua, deoarece în ultimele luni ale anului 2021 poziția planetelor pe astrograma natală a racului indică clar că proprietarii liberi acestei zodii vor fi inclinați să zburde ca fluturii de la o floare la alta, fără a zăbăvi multă timp într un loc cariera și banii pentru RAC în anul 2021. Cariera ta în acest an va fi în mare parte legată de cooperarea cu partenerii. Ei te vor influența în mod semnificativ în această chestiune și va trebui să-ți restrângi dorința de a fi complet independentă. Cele spuse mai devreme se aplică mai ales începând cu ianuarie 2021. Partenerii tăi de afaceri, colegi, șefi, vor fi puternici și sensibili, adică relația cu aceștia nu va fi lină și fără conflicte. Trebuie să ai răbdare și să-ți reții emoțiile negative, întrucât realizările profesionale și problemele financiare depind în mare măsură de acest lucru. Februarie, martie și prima jumătate a lunii aprilie, poate chiar până la sfârșitul lunii aprilie, astrele promit multe momente plăcute în afaceri, deși trebuie avut în vedere faptul că aceste lucruri nu se aplică noilor începuturi, ci aprofundării în cazurile și proiectele existente. Este tocmai atenția sporită asupra ceea ce ai început deja, revenirea la treburile anterioare și îmbunătățirea acestora, ceea ce va duce în final un rezultat favorabil. Sfârșitul lunii aprilie și mai este un moment activ pentru a-ți realiza ambițiile profesionale și sociale. Această perioadă promite să fie roditoare, dar sub rezerva prudenței. Vei fi plină de energie și emoție, dar nu exagera cu risc și comportament impulsiv. Fii atentă cu superiorii și cu cei aflați la putere, astfel încât conflictele, dacă apar, să nu aibă consecințe adverse. Riscul este deosebit de mare la sfârșitul lunii aprilie. O stare similară va continua în ultima treime a lunii august. Condițiile de lucru din anul Taurului de metal alb pentru tine vor fi în general favorabile. Îți vei asuma o colaborare mai liberă și mai prietenoasă, mai informală, deși toate acestea vor fi asociate cu riscul. În a doua jumătate a lunii aprilie, mai, iunie și prima jumătate a lunii iulie, sunt posibile evenimente uimitoare, când fanteziile și visele tale se pot realiza. Relațiile cu colegii vor fi favorabile. De la mijlocul lunii octombrie până la sfârșitul anului 2021, și nu numai, planetele vor avea un impact direct asupra antreprenoriatului, iar acțiunea energetică în domeniul câștigurilor îți vor fi oferite aproape pe tavă. Atenție însă la pierderile datorate erupțiilor și capriciilor. Decembrie va fi deosebit de benefic pentru munca ta. Vor fi un minim de sarcini grele de rutină în acest sfârșit de an. În 2021, majoritatea profitului va proveni din cooperare. Pentru cele căsătorite, acesta este un an bun pentru creșterea venitului soțului. Poți aștepta bani de la alte persoane, împrumuturi și nu este exclusă chiar o moștenire. Cu toate acestea, nu uita că, deși capacitățile financiare ale partenerilor și clienților tăi vor crește în acest an, acestea nu vor fi fluide. La sfârșitul anului 2020 vor fi apărute dificultăți serioase și vor continua până la sfârșitul iernii, în special la începutul lunii februarie. În această perioadă, va fi dificil să primești bani de la parteneri, deoarece capacitățile lor financiare vor fi limitate. La fel se va întâmpla și în a doua jumătate a lunii august și în septembrie, în special la jumătatea lunii septembrie. A doua jumătate a lunii septembrie va fi mai bună pentru bunăstarea ta materială. Viața de familie pentru RAC în anul 2021. Renoiește spațiul, umple casa cu noi energii. Dacă ești născut în prima decadă a semnului RAC, respectiv între 22 iunie și 1 iulie, dacă ai deja o familie, vei comunica adesea cu rudele. Aceasta nu va fi cea mai ușoară perioadă din viața ta, dar este foarte importantă pentru o relație bună. La sfârșitul verii, munca va veni pe primul loc, dar nu uita de familie, altfel conflictul este inevitabil. Răsfață-ți copiii și nu uita de părinți. Dacă ești născut în a doua decadă a semnului RAC, respectiv între 2 și 11 iulie, stelele te sfătuiesc să acorzi atenție ție, celor dragi și casei. Reîmprospătează-ți garderoba, ai grijă de casa ta. În a doua jumătate a anului, fii atentă în special la partenerul tău, treci pe fundal, lasă-l să rezolve problemele familiei, devii un spate de încredere, iar fericirea și armonia vă vor consolida uniunea. Dacă ești născut în a treia decadă a semnului RAC, respectiv între 12 și 22 iulie, vei aborda problemele interne. Din moment ce ai pus totul la punct pentru mai târziu, va trebui să te ocupi de toate deodată, începând cu reparații minore și terminând cu decorarea spațiului sau renovarea. Nu pierde timpul, tu însăți te vei bucura de proces, iar rezultatul te va încânta atât pe tine cât și pe cei dragi. Scapă de lucruri inutile, fă loc pentru energie nouă. Sănătatea pentru RAC în anul 2021. Anul 2021 pentru tine, în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea, se va arăta din diferite părți, oferind și solicitând în schimb multe mici servicii. Aceasta este componenta naturală a anului 2021 a Taurului de metal alb, care, conform zodiacului chinez, este la fel de practic, de simplu și de corect ca elementele de bază care îl formează în astrologia estică. Încă de la începutul anului, se va dezvolta o situație negativă care îți poate afecta ficatul, iar probabilitatea diferitelor boli respiratorii este, de asemenea, ridicată. Desigur, ar trebui să te concentrezi întotdeauna pe vârstă, stilul de viață și sănătatea generală, deoarece, de exemplu, tinerii își pot permite mai multe abateri de la reguli. Cu toate acestea, sectorul astrogramei tale natale, responsabil pentru sănătatea ta, te avertizează asupra unor astfel de pericole, te sfătuiește să mergi mai des în aer curat, precum și să eviți toate excesele posibile din alimente, în special în ceea ce privește alcoolul și alimentele grase și grele. Practicând sport, activitatea corpului ca întotdeauna este binevenită, cu o singură considerație că de data aceasta ar trebui să îți monitorizezi de 2 ori starea în timpul antrenamentului. Dacă nu ai fost niciodată implicat activ în sport, atunci este mai bine să te supui unui examen, consultă un medic înainte de a începe sesiunile de antrenament. În cazul în care există modificări patologice în corpul tău, atunci chiar și cele mai obișnuite jogging-uri pot dăuna corpului tău. Perioada de primăvară anului 2021 va fi în general calmă, singurele temeri pot fi cauzate de sistemul tău nervos. În acest sens, luna mai 2021 va fi marcată de iritabilitate, disconfort general și stări depresive. Cu toate acestea, nu se așteaptă probleme grave cu starea ta fizică în această perioadă. Mai mult, poziția unor planete indică faptul că în perioada lunii mai până în iunie 2021 ai toate șansele să-ți îmbunătățești sănătatea în legătură cu bolile la care ești predispusă de la naștere. O evaluare clară a acestor boli o poți afla pe astrograma ta natală. În vara anului 2021, vei fi vulnerabilă la boli legate de sistemul digestiv și în special cele ce afectează intestinele. Vremea de vară poate fi bogată în indigestie, balonare și gaze excesive. Dacă, de asemenea, simți că e în greutate rapid, că te simți slăbită energetic și supraponderală, consultă imediat un medic. Poate că acestea sunt primele simptome ale unei boli mult mai grave, simptome care nu pot fi ignorate. Pentru a rămâne într-o formă fizică bună în vara anului 2021 al taurului de metal alb, sfatul general al astrelor pentru tine poate fi evitarea alimentelor grase și prăjite. În general, o abordare sensibilă a alimentelor consumate poate fi un impuls pentru începutul înțelegerii tale asupra elementelor de bază ale unei nutriții adecvate și, ulterior, a unui stil de viață corect. Conducând un stil de viață activ și îngrijorată de aspectul tău, îți vei petrece vara cu beneficii duble. Dragostea ta pentru sport, dinamismul și gustul pentru activitatea fizică vor crește de mai multe ori. În alte cuvinte, cu cât vei practica sport, vei duce un stil de viață activ, vei fi mai prezent în natură și mergi la drumeție, cu atât vei fi mai fericită din euforia bucuriei mișcării. Încerc să fiu puțin mai clară, ca să răspund unei întrebări puse la horoscopul pentru Taur în 2021, drumeție înseamnă să mergi fără ca ai putere, adică pe propriile picioare. Pe baza aspectelor planetare din sectorul de sănătate al astrogramei tale, pentru perioada septembrie-decembrie 2021, te vei bucura de un moment relativ calm, caracterizat printr-o sănătate durabilă și bunăstare fără probleme majore. Cu toate acestea, sunt posibile unele abateri de la regula generală. Pe de altă parte, chiar și cele mai dificile schimbări în sănătatea ta și chiar boala sunt potențial controlate de efortul voinței tale, iar consecințele lor pot fi reduse la minimum dacă ai făcut prevenția de care am vorbit pentru perioada de vară. Noiembrie 2021 a taurului de metal alb îți poate afecta sistemul nervos, îți poate aduce insomnie și probleme de somn, și ar trebui să fii oarecum pregătită ca acestea să îți fie însoțitorii tăi constanți. Luând somnifere și tranquilizante poate părea o soluție simplă, dar farmacologia nu va rezolva problema. Încearcă să duci un stil de viață mai măsurat și corect, chiar și cu toate dificultățile care îl însoțesc. Aceste lucruri te va ajuta să te simți mai fericită. Horoscopul chinezesc 2021 după semnul nașterii. Dacă ești rac dar în zodiacul chinezesc ești șobolan, Taurul de metal alb te avertizează, dacă dorești să îți menții poziția financiară stabilă, calculează fiecare pas și clarifică fezabilitatea fiecăreia dintre achizițiile tale, iar pentru acelea dintre voi care doresc să-și sporească bunăstarea, această regulă trebuie respectată de 2 ori. Fii atentă pentru că impulsivitatea excesivă, capriciozitatea, aroganța și neglijarea sfaturilor celor dragi, una dintre ele sau toate împreună îți pot face o gaură tangibilă în portofel și în respectul de sine. Dacă ești rac dar în zodiacul chinezesc ești taur, deschide-te lumii. Taurul de metal alb te cheamă și promite acest lucru, îndoaie-ți degetele, fă cunoștință cu o persoană care va aduce un flux nou în viața ta profesională sau de dragoste, fă propuneri interesante, apoi următoarele modificări. Schimbarea locului de muncă în ceva mai profitabil, trecerea la un loc mai confortabil pentru a trăi, vor veni cu siguranță. Nu îți fie teamă să te deschizi și să te agiti, acest lucru este norocos. Dacă ești rac dar în zodiacul chinezesc ești tigru, anul viitor îți oferă o mare șansă de a-ți îmbunătăți serios poziția financiară și de a consolida stabilitatea materială. Cel mai probabil, acest lucru se va datora faptului că descoperi brusc potențialul financiar în hobby-ul tău sau găsești un loc de muncă neașteptat cu norme parțiale pe lângă munca principală. Deja la sfârșitul anului vei putea să-ți mulțumești pentru munca grea cu cumpărături râvnite și scumpe. Dacă ești rac dar în zodiacul chinezesc ești iepure, principalul cadou pe care ți-l aduce taurul de metal alb este cererea. Pregătește-te pentru faptul că, într-un sens profesional vei fi la o pauză, în linie pentru cunoștințele, experiența și abilitățile tale, atât colegii cât și angajatorii se vor alinia. Nu refuza oamenii, da, se va transforma într-o creștere a autorității și o ploaie de aur. Aceeași imagine este promisă la nivel personal, dar iată că taurul cere să nu spui, da, fără dragoste. Dacă ești rac dar în zodiacul chinezesc ești dragon. Scopul, perseverența, eficiența, aceștia sunt cei 3 stâlpi care îți vor permite nu numai să rămâi pe suprafața mării învolburate a vieții din 2021, dar și să surprinzi vântul care te va duce la carieră și la succesul financiar. În ceea ce privește reușita personală, nu este totul atât de simplu, există riscul ca angajarea ta profesională să provoace jumătatea să fie ofensivă. Înconjoară-ți persoana iubită cu grijă. Dacă ești rac dar în zodiacul chinezesc ești șarpe. Principalul lucru pe care ar trebui să-l adopți în 2021 este răbdarea și autocontrolul. Din cauza faptului că asprime și incontinența sunt inerente ție, aceste atitudini pot provoca ruperea relațiilor cu partenerii pe termen lung atât în activitatea profesională, cât și în relațiile personale. Această cotă de evenimente te va deranja și te va face mai slabă în fața concurenților tăi. Încearcă să fii preventivă. Dacă ești rac dar în zodiacul chinezesc ești cal, taurul de metal alb îți promite să-ți umple viața cu flirt, romantism și aventură. Dar dacă îți prețuiești jumătatea, încearcă să-ți ascunzi frivolitatea, dacă chiar nu poți renunța la hobby-urile nevinovate. Dar unde frivolitatea ar trebui abandonată cu totul este în chestiuni financiare, nu intra în datorii și controlează foarte atent cheltuielile, inclusiv la locul de muncă. Dacă ești rac dar în zodiacul chinezesc ești oaie. Principalul tău obiectiv pentru 2021 este să înveți să cauți și să găsești compromisuri, chiar dacă trebuie să pășești pe gâtul propriei melodii pentru a face acest lucru. Această abilitate utilă îți va permite în anul 2021, destul de nervos pentru tine, să menții relații bune cu colegii, să ai încredere cu șeful tău și să-ți păstrezi jumătatea în apropiere. Și, de asemenea, să descoperi că armonia este posibilă dacă nu te dedici propriului vreau. Dacă ești rac dar în zodiacul chinezesc ești maimuță. E timpul să ai taurul de coarne în sensul tău, anume, să începi un atac asupra carierei și înălțimilor financiare, un asediu al unui fel de cetate romantică sau o fază activă de construire și îmbunătățire a vetrei de familie. Cu cât mai multă energie, creativitate și eforte depui în afacerea pe care ai început-o, cu atât mai asurzitor va fi succesul tău. Până la sfârșitul anului 2021, aproape toate dintre voi, cu excepția trăznitelor înveterate, vor obține ceea ce se străduiau. Dacă ești rac dar în zodiacul chinezesc ești cocoș, în 2021, este foarte important să înveți o chestie serioasă, gândește și evaluează consecințele înainte de a vorbi. Amintește-ți că cumpătul și fervoarea ta caracteristică pot speria norocul, făcând zeița fortuna să fugă tremurând. Dar dacă vei putea să te liniștești și să depășești proprietățile negativiste ale personajului tău, vei primi un an foarte promițător, de succes personal și financiar. Dacă ești rac dar în zodiacul chinezesc ești câine, odată cu debutul anului Taurului de metal alb, intuiția va vorbi tare în tine. Ascultă-ți vocea interioară, chiar dacă la prima vedere pare ca propunerile sale să fie contrare logicii și dorințelor tale. Datorită acestui fapt îți poți aborda în mod semnificativ obiectivele, îmbunătăți situația financiară și vei putea fermeca persoana pe care o consideri destinul tău. Dacă ești berbec dar în zodiacul chinezesc ești mistreț, nu avea încredere în cuvintele altcuiva, nu face un singur pas fără calcule serioase, păstrează-ți portofelul blocat, încuiat, uitat în cămară fără cheie, și cu siguranță nu-l deschide chiar în fața celor mai ispititoare promisiuni. Acestea sunt regulile de siguranță de bază pentru tine în 2021, care îți vor permite să nu devii victima escrocilor și falșilor prieteni. Restul anului promite să fie favorabil, iar pentru cele singure va aduce o întâlnire mult așteptată. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!